Până în 31 iulie, inclusiv, se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 30 iunie. Sunt subvenționate și plătite diferența de acciză la motorină între acciza standard și acciza pentru motorină utilizată în agricultură, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic și, de asemenea, și pentru sectorul de îmbunătățiri funciare. Solicitările pot fi înaintate către APIA de către administrator, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul, reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Fermierii pot depune cererile și le pot trimite prin mijloace electronice, prin poștă electronică, fax, pot prin poștă, așa, pot chiar depune la APIA, însă noi nu i-am încurajat să vină la APIA, ci să depună prin mijloace care sunt mai rapide și cei care sunt și știu să acceseze pe internet. APIA a pus la dispoziție o adresă de FTP, prin care ei pot să își posteze acolo documentele și inclusiv cererea, modelul de cerere completată. Documentele obligatorii care vor fi depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul. Mai multe informații pot fi obținute de pe site-ul APIA.